Bro, ce-i ăla? Dacă vrei să apari în următorul meu episod, trebuie să completezi următoarele reguli în mai puțin de 10 secunde. Lasă un like la acest videoclip, abonează-te la canalul meu, activează clopoțelul bifând să ți se trimite toate notificările și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu fără să fii întrerupt, jocul tău preferat. Iar în cazul în care eu îmi dau seama din comentariile tale ce joc ai scris, vei apărea în următorul meu episod. O să leg de fiecare dată 4 oameni pe care o să-i pun în clip. Baftă! Salutare tuturor, mă numesc Marosiancu, sper că aveți o zi minunată, guys. Bine, în episodul de astăzi vom reacționa la Luxury Dark, adică la băieții de la Life of Luxury, care au cumpărat un câine de pe internetul ascuns. Înainte să înceapă videoclipul, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal, să ajungem cât mai rapid la 400.000 de abonați, guys. Și haideți să începem cu videoclipul. Ei bine, ăștia au mai făcut, bănuiesc că știți și voi că am mai făcut foarte multe reacții care au cumpărat lucruri de pe internetul ascuns. Astăzi au cumpărat un câine, bro. Chiar sunt curios, bro. Nu știu dacă știți, nu știu cine s-a uitat, bro. Nu știu cine s-a uitat la acele videoclip. Scrieți în comentarii dacă v-ați uitat la videoclipul al meu de reacție de la Life of Luxury, grijă mare, de la Life of Luxury, în care se întâmpla ceva cu câinele ăla, bro, care de fapt după s-a dovedit că nu era câine și era un stalker în loc de câine, care a fost îmbrăcat în câine, care a făcut ceva la câinele lui femeia, foarte, foarte complicat. Scrieți în comentarii dacă ați văzut episodul ăla și haideți să începem să reacționăm la acest script de la Luxury Dark. Let's go să vedem despre ce este vorba. Ok, deci... Ok, guys, deci că frățiorul nostru Chester a găsit acest site pe internetul ascuns care susține că vinde câini, bro. Ia let me check să mai vedem o dată. Ok, băieți, deci cam ăștia sunt frățiorii noștri. Ia uite, dogs that we love you. Oh, why, bro? Bă, voi vedeți ce chestia asta? Deci Tiny Kids, Squishy, Love Cats, 666. Deci vedeți că sunt foarte multe categorii de-astea de a cumpăra. Ok, hai că nu o să ne uităm momentan la câini. O să vedem când o să ajungă și ei pe site. Hai să vedem. Ok, guys, îi spune că este destul de sceptic, deoarece s-ar putea ca acest site să nu vândă câini și să vândă ceva super, super ciudat. Ok, deci nu știu cine a făcut site-ul sau cum merge, dar o să ne dăm asta seama. Hai să vedem. Bun, hai să vedem. Ok, deci ăla este website-ul. Dogs that we love you. Ok, băieți, hai să ne uităm la chestia asta. Bă, în primul rând, avem acolo foarte multe chestii, bro. Adică, după cum vedeți, este un site numai pentru câini. Este un site pentru mai multe chestii. Dar hai să ne ziceți că aici câini care o să te iubească. Acești câini sunt loiali și sunt creaturi care sunt capabile de o dragoste ca și cum ar fi niște oameni, gen, ca și cum ar fi urman. Și că they will follow you for life, ci că o să te urmeze pentru toată viața. They know how you feel and will comfort you. They will protect you from any dangers. Ok, deci știi că o să simtă ei ce gen, cum te simți tu și o să încearcă să te pună într-un confort constant și totodată o să te protejeze de anumite pericole. Nu știu ce pericole putea tu să ai, băieții, dar având în vedere că cumperi un câine de pe Dark Web, 100% ai ceva probleme. După cum vedeți, guys, hai să vedem ce o să aleagă băieții din frățiorii noștri. Alacă super suspicios, da. Ok, hai să vedem. Da, deci după cum vedeți, toate astea au destul de puțină lumină. Ok. Hai să vedem pe ăla. Nu. Deci înainte să dea click, hai să vedem care sunt ăștia. Îl are pe Interactive Love Dog, papii săi, care costă 2400 de dolari, frățiorul meu. Uite-te la el, din 101 dalmațieni. După îl avem pe Love Buddy JR, care e juniorul. Ia, uitați-vă la el. Bă, frățiorii mei, dar după părerea mea din stânga arată mai ok. Deci e fix pe frățiorul Grey Love Dog, care arată super, super ciudat. Ok, hai să vedem ce o să aleagă, pentru că l-au ales pe ăsta. Hai să vedem dacă îl cumpără. După cum vedeți, e o reducere destul de mare, de la 1200 și ceva la 895. Dar pe lângă asta vedeți că și frățiorul ăsta e redus de la 2300 la 2195. Nu e așa deal acolo. Hai să vedem. Deci asta e o poză cu ăsta, îl cheamă Grey Fury Love Dog. Are un review, bro, și spune că
Stai puțin. Bro, cum are un review, gen, adică există, asta e o rasă, gen, sau, chiar că e un câine individual, bro. Având în vedere că are un review, înseamnă că a mai fost al cuiva, știi ce zici? Și spune că o să primești un câine care o să te iubească pentru totdeauna și o să meargă cu tine oriunde te duci tu. Ok, bro. Da, asta sună destul de... Cică, sună foarte, foarte șmecă. Ok, deci ăsta vrea să cumpere acum și a spus că nu putem. Ok, frate, deci fiți atenți. Chester încearcă să-l, cum îi zice, Chester încearcă să-l convingă pe Parker să cumpere câinele cu următorul argument. Spune că, bă, având în vedere că sunt vânduți pe internetul ascuns, s-ar putea ca acești, acești câini să fie tratați destul de urât, bro. Adică să fie abuzați. Și tocmai de ce, hai să-l cumpărăm noi și să avem noi grijă de el, bro. Bă, na, e ok, dar nu se întâmplă, nu o să se întâmple chestia asta. Ci că îi spune că... Ok, deci îi spune că o să aibă el grijă de el. Nu știu care e treaba. Acum îi explică asta, stați puțin să dau asta mai așa. Îi explică că... Cum îi spune? Îi explică că nu e așa de responsabil că să aibă încredere de un câine. Să aibă... De un câine? Dude, I promise you I'll take care of this dog. Ok, acum este ceartă, bun, și că o să aibă, cum e, și o să aibă grijă de frățior. $895. Ok. Și că trebuie să plătim prima dată factura la electricitate, bro, hai să vedem. Da, chiar dacă nu e un câine, bro, hai să ne gândim. Uite de la el, bro. Da, arată super, super ciudat, bro. Dacă la câinele ăsta spui uite-te la poză, 100% e câine. Nu-i câine, frățiorul meu. Hai să-l vedem. Ok. You look weird too. Cică asta a spus că arată sunt foarte ciudat. Și a spus pariez că și tu arăți foarte ciudat în ochii lui. Ok, hai să vedem. Cică e foarte entuziasmat, bro. Hai să vedem dacă îl cumpără. Bun, hai că o să-l ia. Ok, crede că e și un schem. Hai să vedem. Ok. Deși că o să... Cum zice? Crede că e schem. Da, sunt șanse foarte mari să fie schem. Hai să vedem. Ok, hai să vedem. It's done. I guess all we can really do now is just set the cameras and see how it gets delivered. Because I'm guessing that. Așteptam să vedem ce se întâmplă, bro. Ok, deși că nu OPS o să vină la ușa noastră să ne dea câinele. Și că o să pună camere, hai să vedem. Și că să închid și ușile, că nu vreau să uite cineva în camera mea, în casa mea, având în vedere că am pus adresa pe internetul ascuns. Bun, 24 mai 2019 a ajuns câinele la ei în casă, let's go. Ușa din spate, bro, ce-i ăla? Frățiorul meu, cred că băiatul ăla e de... La ora de viață, cred că băiatul nostru e vreun psihopat. Ăla numai câine noi, adică oricum din poză, bro, nu arăta. Adică parcă arăta, hai să nu fim chiar așa de rău tăcești. Parcă arăta câine, bro, dar nu prea. Adică frățiorul ăsta bănesc că e vreun psihopat ăsta care s-a îmbrăcat în câine, hai să-l vedem. Ok, încearcă să intre... Nu știu ce încearcă. Poate e un câine, bro? Nu cred. Nu, bro, e 100% un... Bun, hai că a intrat în bucătărie, bro. Hai că e câine să moară, frații mei! Numai câine nu e ăla! Bro, numai câine nu e frățiorul nostru! V-a zis, bro, că e un psihopat ăsta, bro! Adică, bă, până la urmă, îți pui adresa pe internetul ascuns, la ce te aștepți? Gen, 100% s-ar putea să se întâmple chestii de genul, hai să vedem. Ora 3 și 11 dimineața, nu știu dacă băieții sunt treji. Unde se duce? Se duce... ce face, bro? Ce face? Nu prea înțeleg ce face frățiorul nostru. Bro, ce face? A, izgâni pe acolo, vedeți că acolo e foarte, sunt foarte multe sticle, bănuiesc că e băutură sau ceva de genul. Hai să vedem. Acolo cred că a fost la frigider. Și acum cred că pleacă, bro.
Da, a plecat în partea aia. A doua dimineață, băi. Deși că frățelul nostru ați văzut că dude. I think someone broke in last night. Put your sunglasses on. I'm filming. Dude, our whole house, the kitchen is just ruined, bro. It's just ok, guys, deci l-a trezit Parker pe Chester și spune, bro, cred că cineva a intrat în casa noastră aseară, deoarece toată bucătăria noastră este distrusă. Trash! I told you we shouldn't have got that dog. Let's go. Yeah, let's go downstairs, bro, the kitchen. Hai să mergem jos, Go, go, go. Hai că să se ducă jos. Dude, this place is completely trash, bro. Uitați-vă ce-a făcut aseară. Gen, noi am văzut, da. Uitați, a fost acolo. Bro, ce se întâmplă? Trebuie să ne uităm pe cameră, neapărat. Acolo era un fel de provizii de ale lor. Un fel de depara. Ok, trebuie să vedem ce s-a întâmplat, bro. Ia uite, și acum îl văd pe câine. Hai să vedem, ce să... Ăla e un câine? Ăla nu e un câine, e un om. E un om, bro, 100%. Ce face, frățiorul nostru? Și că cum a intrat în casa noastră? Ok, asta zice că au încuiat ușile. Dar nu prea cred că le-au încuiat, frățiorul nostru. Hai să vedem. Oh my god, bro, ce s-a întâmplat? A fost înăuntru casei noastre. Ok, deci că s-a uitat în frigiderul nostru și toate lucrurile noastre. Ci că e o vreo filmare care arată că pleacă, bro. Nu știu dacă neapărat filmarea arată că pleacă. Ba, cred că arată că pleacă, dar s-ar putea să se fi dus în altă parte a casei. Hai să vedem, bro, despre ce se vorba. Ok, se duce. Da, uite-l. Deci, bro, da, după cum a zis, deci aia nu dovedește faptul că el a plecat din casă. Ați văzut că parcă s-a dus într-o altă cameră pe acolo din dreapta și nu au absolut nicio filmare care să arate că a plecat din casă, Deci sunt șanse să încă, gen, încă să mai fie aici. Trebuie să sunau la poliție. Le-a spus adresa noastră. Da, bro, adevăr, bă, gen, au intrat peste noi. Bro, dar noi am spus adresa și se zic, băieți, adică clar că e și vina lor, like, pe bune, gen, adică să nu ne gândim la ceva. Hai să vedem. Trebuie să ne gândim despre asta. Trebuie doar să sunăm la poliție, hai să vedem. Yes, hello? Yeah, I'm sure, can I get someone here so I can file a report? Și că vrea să fac o declarație, ceva că eu sparg casa? Yes. Okay guys, so we called the police and they pretty much called us idiots for giving out our address, but they don't think that this guy stayed in our house. So obviously I'm gonna feel a lot safer going to sleep tonight. Thank you guys for almost. Okay guys, deci a spus poliția a considerat niște idioți pentru că și-a dat adresa online și nu neapărat online. Știți voi în ce fel de online? Și totodată le-a spus că ei după cercetările lor acest băiat nu a mai rămas în casa lor, așa că băieții pot să doarme liniștiți la noapte. Hai să vedem ce temă. Ok, și ce se termină episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu, dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne vedem curând cu episoade noi, un an nou fericit la toți băieții. Pa, pa!